Frăsinei, luna februarie, ziua a opta, Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat, precum lumina soarelui veselește ochii celor ce îl privesc, tot astfel cuvântul despre mucenici strălucește în mințile celor ce îl ascultă. Precum cerul se împodobește cu stele, tot astfel și biserica lui Dumnezeu cu sfinții mucenici. Precum florile împodobesc câmpul, tot astfel și mucenicii împodobesc biserica. Pomenirea mucenicilor este iertare de datorii, doctorie pentru boli, mângâiere celor necăjiți, izbăvire celor ce pătimesc de duhuri necurate și sănătate iubitorilor de mucenici. Nevoințele cele mari ale mucenicilor sunt cununi strălucite ale sfinților, pentru că ei și-au dat trupurile lor la bătăi, toate cele frumoase ale lumii acesteia le-au socotit ca gunoiul numai de Hristos să nu se lepede. De aceea și Domnul le-a răsplătit a fi ca îngerii cei fără de trupuri, căci vechiul vrăjmaș al neamului omenesc, sârguindu-se să-i biruiască, li s-a făcut pricinuitor de locuința raiului și tot el n-a încetat a porni fiarele cele cumplite asupra celor drept credincioși. Acela și în vremurile noastre, zice Uar, sluga Sfântului Teodor, scritorul pătimirii lui, a ridicat fiara cea cumplită asupra turmei lui Hristos, adică pe Liciniu, căruia de credinciosul împărat Constantin îi dăduse ca femeie pe sora sa. Acest Liciniu, luând sceptrul de la păgânul Maximian și urmând aceluia în toate, a ridicat prigonirea asupra celor ce erau însemnați prin dreapta credință și a trimis poruncă în toate cetățile și țările sale păgânești, prin care a ucis ostași, viteși, fără de număr. El a ucis pe cei 40 de mucenici în Sevastia și 45 de ostași în Nicopole a Armeniei, cum și pe Sfântul Adrian, fiul împăratului Prov, asemenea și pe cei 70 de aleși ostași și boieri din palatul său și pe cei 300 de bărbați din Macedonia. Apoi, văzând prea nelegiuitul că o mulțime fără de număr de faimă poruncile sale păgânești și se oferau bucuroși morții pentru dreapta credință, a poruncit să caute pe cei mai însemnați și mai cinstiți dintre creștini, câți erau prin cetăți și prin cetele ostașilor. Și numai pe aceea îi silea la închinare la idol, nebăgând în seamă mulțimea cea de obște a credincioșilor, dar nădăjduind ca prin frică să silească pe toți cei ce erau sub stăpânirea lui. Deci, pretutindeni fiind cercetați cu mare sârguință cei mai însemnați creștini, s-a făcut înștiințare lui Liciniu, care pe atunci era în Nicomidia, și despre Sfântul Teodor Stratilat, care se afla atunci în cetatea Iracliei, aproape de Marea Neagră, și a dovedit că este creștin și pe mulți întorcea la Hristos. Sfântul Teodor era de neam din Efaita, ce nu este departe de cetatea Iracliei, om viteaz și îmbărbătat, foarte frumos la față, înțelept și ales orator. Pentru aceea îl numeau vrioritor, a care se tâlcuiește izvor de oratorie, și era pus de împărați ca Stratilat, adică voievod, iar cetatea Iracliei era dată în stăpânirea lui, ca unui vrednic pentru vitejia sa, ce era vestit în acel timp, când a ucis un balaur în Efaita. Căci nu departe de cetatea Efaitei era un câmp pustiu, în partea dinspre miază noapte și în trânsul era o prăpastie mare, iar în prăpastie se încuibase un balaur mare și când ieșea de acolo, se cutremurau toți din locul acela și orice ieșea înainte, om sau animal, îl mânca. Auzind de aceasta, Sfântul Teodor, vrednicul ostaș al lui Hristos, fiind cu ceata sa pe acolo, a plecat singur, nespunând nimănui despre gândul său, înarmat cu obișnuitele arme și având la piept o cruce de mare preț, căci și-a zis în sine, voi merge și voi zbăvi moștenirea mea de acel cumplit balaur cu puterea lui Hristos. Iar când a sosit în câmpul acela, văzând iarba verde, a desîncălecat și s-a culcat să se odihnească. În partea de miază zi a cetății Efaita locuia o femeie drept credincioasă, anume Eusebia, bătrână, care cu câțiva ani mai înainte, cerând cinstitul trup al Sfântului Teodor Tiron, care a pătimit pe timpul împărăției lui Maximian și Maximin, l-a îngropat cu aromate în casa sa din Efaita și în toți anii săvârșea pomenirea aceluia.
Aceasta, văzând pe acel pe al doilea Teodor, ostașul lui Hristos, numit Stratilat, dormind în câmpul acela, a mers la dânsul cu mare frică și luându-l de mână l-a deșteptat zicându-i, scoală-te, frate, și du-te de grabă din locul acesta, fiindcă nu știi ce este aici, iată, multora li s-a întâmplat moarte cumplită în locul acesta. Iar cinstitul mucenic al lui Hristos, Teodor, sculându-se, a zis către dânsa, ce groază mare este aici, măicuță! Iar roaba lui Dumnezeu, Eusebia, a zis, fiule, aici este un balaur mare și de frica lui nimeni nu poate să treacă, pentru că în toate zilele balaurul, ieșind din cuibul său, pe oricine află, om sau dobitoc, îl ucide și îl mănâncă. Deci ostașul lui Hristos, Teodor, i-a zis, du-te, Maică, și stai departe de locul acesta și vei vedea puterea lui Hristos. Atunci acea cinstită femeie, plecând din locul acela, s-a aruncat la pământ plângând și zicând, Dumnezeule al creștinilor, ajută-l în ceasul acesta. Iar sfântul mucenic al lui Hristos, Teodor, făcându-și semnul crucii, s-a lovit în piept și uitându-se la cer a zis, Doamne Iisuse Hristoase, numele cel frumos, cel ce ai răsărit din ființa Tatălui, să nu treci rugăciunea mea, Tu care m-ai ajutat în războaie și mi-ai dat biruință asupra potrivnicului, Tu ești același, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, trimite în biruință din înălțimea Ta cea sfântă, ca să biruiesc pe vrășmașul balaur. Apoi către calul său, vorbindu-i ca unui om, a zis, știm dumnezeiasca putere, tărie întru toți, în oameni și în dobitoace, deci să-mi ajuți mie întărindu-te pe tine, Hristos, ca să biruiesc pe cel potrivnic. Iar calul, ascultând cuvintele stăpânului său, aștepta ieșirea balaurului. Atunci mucenicul lui Hristos, apropiindu-se de prăpastie, a strigat cu glas mare către balaur, ție-ți poruncesc în numele Domnului meu, Iisus Hristos, cel ce s-a răstignit de voie pentru neamul omenesc, să ieși din locul tău și să vii la mine. Balaurul, auzind glasul Sfântului, a ieșit și se cutremura pământul în acel loc, iar calul Sfântului Teodor s-a așezat cu picioarele pe balaurul cel înfricoșat care ieșise. Apoi ostașul lui Hristos Teodor a lovit cu sabia pe balaur și omorându-l a zis, mulțumesc ție, Iisuse Hristoase, că m-ai auzit în ceasul acesta și mi-ai dat biruința asupra balaurului. Apoi s-a întors în pace în calea sa la cetele sale, bucurându-se și slăvind pe Dumnezeu. Auzind de aceasta, toată cetatea Efaitei și popoarele cele din jur au ieșit cu toții în câmpul acela și văzând balaurul omorât de Sfântul Teodor, s-au mirat și strigau cu toții, mare este Dumnezeul lui Teodor. Atunci au crezut în Hristos o mulțime de popor și ostași și s-au botezat cu toții, preamărind pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, iar Sfântul Teodor, viețuind în cetatea Iracliei, propovăduia pe Hristos adevăratul Dumnezeu și mulți dintre elini se întorceau și se făceau creștini. Apoi, în toate zilele, popoarele veneau la Sfântul Botez și toată Iraclia a primit Sfânta Credință. Acestea toate, auzindu-le păgânul împărat Liciniu, s-a mâniat foarte mult și a trimis din Nicomidia, unde era atunci în cetatea Iracliei, niște protectori cu ostașilor, ca luând pe Teodor Stratilat cu cinste să-l aducă la dânsul. Deci, ajungând la Iraclia, Sfântul Teodor i-a primit cu cinste, făcându-le ospăț mare și dându-le daruri ca unor oameni împărătești, iar aceia au chemat la Liciniu pe Sfântul zicând, vino în Nicomidia la împăratul care te iubește, pentru că, auzind de vitejia, frumusețea și înțelepciunea ta, dorește foarte mult să te vadă, vrând cu laudă vrednică și cu daruri să te cinstească. Sfântul Teodor le-a zis, voia împărătească și a voastră să fie, dar astăzi și mâine bucurați-vă și vă veseliți, apoi vom merge și vom face ceea ce se cade a face. A treia zi, trimis și silim pe Sfântul să meargă cu dâns și la împărat, el n-a mers, ci și pe unii din oamenii trimiși la dânsul, i-a oprit, iar pe alții i-a trimis cu o scrisoare la împărat. În scrisoare i-a spus, nu mi-este cu putință a lăsa cetatea în acest timp, când se face tulburare în popor, pentru că mulți, lăsând pe părinteștii zei, se închină lui Hristos, și acum aproape toată cetatea, întorcându-se de la zei, slăvește pe Hristos
și așa se silește ca cetatea Iraclia să se depărteze de la împărăția ta. De aceea rog împărăția ta să te ostenești și să vii aici luând cu tine pe zeii cei mari și aceasta pentru două pricini, pe de o parte ca să împaci poporul cel tulburat, iar pe de alta ca să întărești dreapta credință către zei, aducându-le jertfă cu noi înaintea tot poporul. Pentru că, văzându-ne poporul că ne închinăm zeilor celor mari, toți ne vor urma și se vor întări în părintească credință. O scrisoare ca aceasta, Sfântul Teodor a scris împăratului Liciniu, îndemnându-l să vină în Iraclia, pentru că Sfântul voia să pătimească în cetatea sa, adică să o sfințească cu sângele său vărsat pentru Hristos, și să întărească și pe alții în sfânta credință prin mucianiceasca și bărbăteasca sa nevoință. Liciniu, împăratul, luând scrisoarea aceea a Stratilatului și citindu-o, s-a veselit. Apoi, nezăbovind, a luat din oastea sa și din cetățenii care aveau dregătorie în Nicomidia, ca la 8.000, și bucurându-se s-a dus în Iraclia cu boierii și voievozii săi, ducând cu ei și idurii cei mai mari de aur și de argint. În noaptea aceea, Sfântul, rugându-se după obiceiul său, a avut vedenia aceasta. Se vedea deschis acoperișul casei în care locuia și lumină cerească ca un foc mare, l-a strălucit pogorându-se pe capul lui și un glas s-a auzit de sus zicându-i, îndrăznește, Teodore, că sunt cu tine. După acel glas s-a sfârșit vedenia, iar Sfântul a cunoscut că a venit vremea pătimirii lui pentru Hristos și se bucura cu Duhul. Auzind că împăratul se apropie de cetate, a intrat în camera sa de rugăciune, cea mai dinăuntru și s-a rugat cu plângere zicând, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care nu părăsești pe toți cei ce nădăjduiesc în Tine și îi aperi, fii milostiv și mă păzește de înșelăciunea vrăjmașului prin a Ta apărare, ca să nu cad înaintea potrivnicilor mei și să nu se bucure vrăjmașul meu de mine. Fii cu mine, Mântuitorule, în nevoința mea în care doresc să intru, pentru că numele Tău cel Sfânt, pentru numele Tău cel Sfânt, Tu mă întărește ca să rapt pentru Tine cu bărbăție până la sânge și să-mi pun sufletul pentru dragostea Ta, precum și Tu, iubindu-ne, Ți-ai dat pe cruce sufletul pentru noi. Așa rugându-se Sfântul Teodor cu lacrimi și-a spălat fața, apoi îmbrăcându-se luminos, a încălecat pe calul său frumos, de pe care odinioară a ucis balaurul din Efaita, și astfel a ieșit cu oastea sa și cu cetățenii în întâmpinarea împăratului. Apoi s-a închinat precum se cădea, făcându-i urare și zicându-i, Bucură-te, împărate, prea puternic și atotstăpânitor! Împăratul, primind cu mare dragoste pe Sfântul Teodor, l-a sărutat și a zis, Bucură-te și tu, prea frumosule tânăr, viteazule ostaș, slăvitule Stratilat, luminatule ca soarele, păzitorule înțelept al legilor părintești, vrednicule de diademă, pentru că ți se cade să fii împărat după mine. Și vorbind amândoi multe lucruri vesele, au intrat în cetate cu timpane și trâmbițe, dănțuind și veselindu-se. A doua zi, fiind pregătit împărătescul scaun în mijlocul cetății, la un loc înalt de priveliște, a venit Liciniu împăratul cu toată slava sa și cu Teodor Stratilatul. Apoi a început a lăuda cetatea, poporul și pe Stratilat zicând, cu adevărat locul acesta este vrednic a se numi scaun dumnezeesc. Se cuvine ca astfel să se cheme locul acesta, deoarece cetatea este mare și oamenii drept credincioși către zei. Cu adevărat, într-alt loc nu se cinstesc zeii astfel ca aici și nici nu este alt loc mai cuvincios și mai potrivit pentru slujba marilor zei decât acesta. De aceea și Iraclie, minunatul și prea viteazul zeu, fiul marelui zeu Die și al zeiței Alimina, a iubit locul acesta și în numele lui s-a numit cetatea aceasta Iraclia. Cu adevărat vrednic este locul acesta de stăpânirea ta, domnule Teodor, ție ți se cade a stăpâni o cetate minunată ca aceasta, tu ești vrednic a cârmui atâta popor, deoarece ești drept credincios către zei și toată dragostea ta este către dânsii, iar ziua și noaptea nu te îndelernicești cu altceva decât numai cu aceasta, ca să place zeilor elinești.
Deci acum arată înaintea noastră dragostea ta ce o ai către dânsii și adu-le jertfă cu închinăciune ca tot poporul să vadă osârdia ta către zei și să știe că ești prieten zeilor celor mari și iubit de împăratul. Acestea le zicea împăratul momind și amăgind pe sfântul, iar sfântul Teodor i-a răspuns, Împărate, fie voia ta, însă să-mi dai în casa mea zeii elinești de aur și de argint, pe care i-ai adus cu tine, ca mai întâi să-i cinstesc cu jertfe, cu cădiri, cu aromate și cu închinăciune în noaptea aceasta și în noaptea următoare, apoi la arătare, când vei porunci, le voi jertfi înainte a tot poporul. Împăratul, auzind aceasta, s-a bucurat și îndată a poruncit să se aducă zeii cei mari de aur și de argint, pe care, luându-i Sfântul Teodor, i-a adus în casa sa. Iar în noaptea aceea a sfărâmat și a zdrobit în bucăți mici pe toți idolii și a împărțit la săraci. După două zile, împăratul a trimis la sfânt, poruncindu-i să-și împlinească făgăduința la arătare, adică în acea zi să aducă jertfă zeilor înaintea poporului. Sfântul a făgăduit să împlinească aceea și, sculându-se, s-a dus la împărat cu sârguință, iar împăratul a ieșit la locul de priveliște în mijlocul cetății și, așezându-se pe scaun, a zis către dânsul, Preanțelepte Teodor, alesule Stratilat, cinstitule de împărații cei mai înainte de noi, iată a sosit ziua jertfei și a prăznuirii. Deci adu jertfă zeilor la arătare ca să vadă și ceilalți oameni orsâtia ta către zei și să se învețe a fi mai sârguitor și mai calți către dânsii. Împăratul zicând aceasta, un sutaș anume Maxentie fiind de față a zis către împărat, Mă jur pe mari zei că astăzi a fost amăgită împărăția ta de necuratul acesta de Teodor, căci eu am văzut ieri capul de aur al zeiței Artemida în mâinile unui sărac care se veselea și întrebându-l unde l-a găsit, mi-a spus că i l-a dat Teodor Stratilat. Auzind aceasta, împăratul s-a cutremurat cu totul și îndoindu-se a tăcut multă vreme. Sfântul i-a răspuns, Așa este, împărate, mă jur pe puterea Hristosului meu, că cele ce spune Maxentie Sutașul sunt adevărate și bine am făcut că am sfărâmat zeii tăi, căci dacă nu au putut să-și ajute lor fiind sfărâmați, apoi cum poți să-ți dea ajutor ție? Iar Liciniu, auzind un răspuns ca acesta al Sfântului Teodor, a rămas fără de glas ca un mut și ieșit din minte. Apoi, de multă mâhnire, punându-și dreapta pe obraz, se întrista zicând, Vai mie, vai mie, cum sunt de batjocorit! Ce să zic și ce să fac, nu știu, fiind împărat atotputernic, am venit la omul acesta pierzător, adunând atâta mulțime de oameni și acum sunt bajocorit de toate taberele vrăjmașilor. Dar mai ales mă jelesc pentru că ticălosul acesta a sfărâmat pe zeii mei purtători de biruință și a împărțit la săraci. Apoi a zis către Sfântul Teodor, Teodore, acestea sunt răsplătirile tale către zei pentru darurile ce ai luat de la dânsii, acestea nădăjduiam eu când te cinsteam pe tine. Pentru aceasta am plecat din Nicomidia și am venit aici la tine, o răule și necuviosule, cu adevărat ești fiu al vicleșugului și lăcaș al vicleniei, care cu înșelăciune m-ai făcut să vin aici. Mă jur pe puterea marilor zei că nu-ți voi răbda aceasta, nici spre bine nu-ți va fi scornirea aceasta, o prea nerușinatule. Sfântul i-a răspuns, Împărate fără de minte, de ce te mâni, vezi singur și înțelege bine puterea zeilor tăi, căci de ar fi fost aceea cu adevărat Dumnezei, apoi de ce n-au putut să-și ajute? De ce nu s-au mâniat asupra mea când îi tăiam, nici n-au trimis foc să mă ardă, ci fiind neînsuflețită și nelucrătoare materie, să tăiau de mâini omenești ca aurul și ca argintul? Tu, împărate, te mâni și te superi, iar eu mă îmbărbătesc și nu bag în seamă mânia ta. Tu te mâhnești, iar eu mă bucur de pierderea zeilor tăi. Tu te lupți cu Dumnezeu, iar eu binecuvântez pe Dumnezeu. Tu hulești pe adevăratul Dumnezeu, iar eu îl laud cu cântări. Tu te închini zeilor celor morți, iar eu mă închin Dumnezeului celui viu. Tu slujești necuratului Serapid, iar eu slujesc prea curatului meu stăpân Hristos, cel ce șade pe serafimii cei curați.
Tu cinstești pe urâtul Apolon, iar eu cinstesc pe Dumnezeu, Cel ce trăiește în veci. Tu ești din Tracia, iar eu sunt boier al Romei. Tu ești Liciniu, vânturătorul, iar eu Teodor, darul lui Dumnezeu. Nu te mânia, o împărate, nici nu te iuți, pentru că acestea, făcându-le, arăți tirania ta cea dinăuntru și te asemeni măgarului și catârului. Atunci Liciniu împăratul, mâniindu-se și mai mult, a poruncit să-l întindă gol pe sfânt în patru părți și să-l bată cu vine de bou. Și bătea ostașii pe mucenic fără cruțare, schimbându-se de câte trei și patru ori. Apoi au dat sfântului 600 de lovituri pe spate și 500 pe pântece și îl bajocorea împăratul zicându-i, Teodore, așteaptă până ce va veni la tine Hristos, Dumnezeul tău, care te va scoate din mâinile celor ce te bat. Sfântul a răspuns, fă ceea ce vrei și nu înceta, căci nici necazuri, nici strâmtorarea, nici bătăile, nici sabia, nici oricare muncă nu mă va despărți de dragostea lui Hristos. Dar împăratul, mâniindu-se mai tare, iarăși a zis, oare mărturisești încă pe Hristos? Și a poruncit ca să-l bată cu vergi de plumb pe spate fără milă, apoi cu unghii de fier să-i strujească trupul și cu făclii aprinse să-l ardă și cu hârburi ascuțite să-i frece rănile. Sfântul, răbând toate acestea cu bărbăție, nimic nu zicea decât numai, slavă ție, Dumnezeule! După toate acestea, împăratul a poruncit să-l închidă pe sfânt în temniță și să-i lege picioarele în obezi și să nu-i dea nimic să mănânce timp de 5 zile. După 5 zile a poruncit să se pregătească o cruce și l-a scos pe mucenic să-l răstignească. Deci Sfântul Teodor a fost răstignit pentru precum Hristos Domnul nostru de către Pilat. Așa și Liciniu i-a pironit mâinile și picioarele. Apoi, nemilostivii chinuitori au mai adăugat Sfântului răni și dureri, căci au bătut un piron ascuțit și lung în părțile ascunse ale lui și cu briciul l-au tăiat. Alți tineri și copii, încordându-și arcurile cu săgeți, au săgetat fața lui încât i-au scos cu săgeți și luminile ochilor. Iar eu, zice scritorul pătimirii lui, Uar notarul, văzând chinurile lui cele grele și auzind suspinurile lui cele dureroase, aruncând cărticica pe care o scriam, am început să plâng înaintea picioarelor lui zicând, Binecuvintează-mă, dă cuvântul tău cel mai de pe urmă robului tău. Iar stăpânul meu, ostașul lui Hristos, Teodor, a zis către mine cu glas blând, Oar, nu lăsa slujba ta și nu înceta privind la chinurile mele, ci scrie toate pătimirile mele și ziua sfârșitului meu. Apoi, strigând către Domnul, el a zis, Doamne, ai zis mai înainte, eu sunt cu tine, iar acum pentru ce m-ai lăsat? Vezi, Doamne, că fiarele cele sălbatice m-au chinuit pentru tine, luminile ochilor mei sunt scoase, mie se rănește fața, mi se sfărâmă dinții, iar oasele pe cruce mi se frâng. Pomenește-mă, Doamne, pe mine, cel ce rapt cruce pentru tine, fier, foc și piroane, de acum primește Duhul meu ca să mă duc din viața aceasta. Acestea zicându-le, mucenicul a tăcut și n-a mai grăit nimic, pentru că tot trupul lui era sfârmat, iar Liciniu, socotind că acum mucenicul era mort, l-a lăsat pe cruce spânzurat. Atunci, înaintea schimbării străjii pentru noapte, Îngerul Domnului l-a pogorât de pe cruce și l-a făcut cu totul întreg și sănătos, precum era mai înainte, și sărutându-le a zis, Bucură-te și te întărește cu darul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, că iată cu tine este Domnul Dumnezeu. Dar pentru ce ai zis că te-a lăsat? Săvârșește-ți alergarea nevoinței tale, că vei veni către Domnul ca să iei cununa nemuririi cea pregătită ție. Zicând acestea mucenicului, îngerul s-a făcut nevăzut, iar Sfântul Mucenic Teodor, mulțumind lui Dumnezeu, a început a cânta, Înălțate voi, Dumnezeul meu, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veac și în veacul veacului. Iar Liciniu, nesosind încă ziua, a trimis 200 ai săi pe Antioch și și Patricie, zicând către dânsii, Mergeți și aduceți trupul lui Teodor cel ce rău a murit, ca în raclă de plumb să se așeze și să-l arunc în adâncul mării, ca nu cumva creștinii cei nebuni să-l ia.
Deci, sutașii, apropiindu-se de locul crucii, au văzut crucea, iar pe mucenicul cel răstignit pe dânsa nu l-au văzut. Atunci a zis Antioch lui Patricie, cu adevărat grezi galileeni, că Hristos al lor s-a sculat din morți, precum mi se pare și pe Teodor, robul său, l-a înviat. Iar Patricie, venind mai aproape de cruce, a văzut pe Sfântul Teodor șezând și lăudând pe Dumnezeu. Apoi Patricie a strigat cu glas mare, zicând, mare este Dumnezeul creștinilor și nu este alt Dumnezeu afară de El. Și apropiindu-se amândoi sutașii de Sfânt, au zis, rogu-te, mucenicea lui Hristos, primește-ne pe noi, din ceasul acesta suntem și noi creștini. Deci acei doi sutași crezură în Hristos în acea zi, iar cu dânsii și încă 70 de ostași, înștiințându-se de aceasta, Liciniu a trimis pe Sixt, slujitorul său, și împreună cu dânsul 300 de ostași, ca să ucidă pe toți cei ce crezuseră în Hristos. Iar ei, mergând și văzând minunile ce le făcea Sfântul Teodor cu puterea lui Hristos, au crezut și aceia în Domnul nostru Iisus Hristos. Și s-a adunat mulțime nenumărată de popor în locul acela, strigând, unul este Dumnezeu, adică Dumnezeul creștinilor, și nu este alt Dumnezeu afară de El. Apoi iarăși strigau, unde este Liciniu, tiranul, să-l ucidem? Pentru că noi avem ca Dumnezeu și împărat pe Hristos, cel propovăduit de Teodor. Atunci s-a făcut mare gâlceavă și tulburare în popor, precum și vărsare de sânge, pentru că a venit un ostaș cu sabia, anume Leandru, care s-a repezit asupra Sfântului Teodor, vrând să-l lovească, iar Sixt, slujitorul împăratului, l-a oprit, i-a smuls sabia din mâinile lui și l-a străpuns prin mijloc. Iar alt ostaș, pe nume Mirpos, repezindu-se, a ucis pe slujitor. Apoi Sfântul Teodor, potolind tulburarea poporului, a strigat, încetați, iubiților, Domnul meu, Iisus Hristos s-a răstignit, oprind pe înger ca să nu fie biruit neamul omenesc. Și Sfântul Teodor, multe grâind, rugându-i și sfătuindu-i, a potulit gâlceava și tulburarea poporului și mergea pe lângă închisoare. Dar în urma sa era toată mulțimea poporului și a ostașilor, iar cei ce erau în închisori, legați, strigau cu glas mare către Sfânt, miluiește-ne, robule, al lui Dumnezeu celui de sus. Iar Sfântul, dezlegându-i din legături cu cuvântul și ușile temniței deschizând, le-a grăit, mergeți în pace și mă pomeniți, o bărbaților. Apoi s-a adunat la dânsul toată cetatea și toți, lepădându-se de închinarea la idol, preamăreau pe Hristos, unul Dumnezeu, iar cei neputincioși se tămăduiau și diavolii din oameni se izgoneau, căci de care se atingea Sfântul numai cu mâna sa, numai cu hainele, în data acela câștiga tămăduirea. Un ostaș oarecare din cei mai de aproape ai lui Liciniu, văzând cele ce se făceau, a alergat la Liciniu spunându-i, toată cetatea, lăsând pe zei, crede în Hristos prin învățătura și vrăjile lui Teodor. Iar împăratul, umplându-se de mânie, îndată a trimis un speculator ca să taie capul lui Teodor. Dar poporul, văzând pe speculator, sculându-se asupra lui Liciniu, a ridicat iarăși gâlceavă și tulburare, voind să ucidă pe speculator. Iar Sfântul i-a sfătuit cu blânde cuvinte să înceteze o scornire ca aceea, zicându-le, fraților și părinților, nu ridicați război asupra lui Liciniu, pentru că este sluga diavolului, căci mie de acum mi se cade să mă duc la Domnul meu, Hristos Iisus. Acestea zicând, a început a se ruga lui Dumnezeu, apoi a binecuvântat pe frați și s-a însemnat cu semnul crucii. Apoi a zis către sluga sa, fiul meu, oar să te îngrijești a scrie ziua săvârșirii mele, iar trupul meu să-l duci în Efhaita spre stăpânirea strămoșilor mei, iar când și tu te vei sfârși să poruncești să te îngroape de-a stânga mea. Și rugându-se din nou a zis, amin. După aceasta și-a plecat sub sabie cinstitul și sfântul său cap și astfel s-a săvârșit, mucenicește în 8 zile ale lunii februarie, sâmbăta, la 3 ceasuri din zi. Iar după tăierea lui, tot poporul a făcut cinste mare sfântului, întâmpinându-l cu lumânări și tămâie. Apoi a pus la loc cinstit trupul lui, care a fost dus apoi în Efaita cu slavă, în 8 zile ale lunii iunie.
și se făcea acolo minuni mari și nenumărate întru slava lui Hristos Dumnezeu, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine cinste și închinăciune în veci. Amin.